Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare prin care vorbește despre pașii foarte importanți pe care PSD îi realizează pentru a veni în sprijinul cetățenilor, atât în ceea ce privește interesele pensionarilor și cele ale fermierilor, cât și creșterea valorii tichetului de masă de la 20,17 lei, cât este în prezent la 30 de lei. În întâlnirea cu reprezentantul Comisiei Europene, ministrul Muncii Marius Budăi a susținut că în contextul creșterii prețurilor la energie, alimente și medicamente, plafonarea cheltuielilor cu pensiile la 9,4 din PIB ar condamna milioane de pensionari la sărăcie severă. Deputatul Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare referitor la acest subiect. După ce useristul, specialistul Marele, ministru Ghinea, a condamnat pensionarii români la 48 de ani de pensii înghețate la un nivel scăzut prin PNRR, astăzi am reușit să facem un pas important pentru desființarea acestei măsuri. Ministrul PSD al Muncii, domnul Marius Budăi, a apărat interesele pensionarilor în fața Comisarului European pentru Muncă, domnul Nicolas Schmit, de la care a primit confirmarea că va exista flexibilitate din partea Comisiei cu privire la ajustarea plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile. Cât despre declarațiile doamnei Anca Dragu, îi recomand să consulte puțin diferențele dintre conceptele de renegociere și flexibilizare înainte de a mai opina în public, a transmis Cornel Folescu. De asemenea, deputatul PSD vorbește și despre planul de guvernare asumat al Partidului Social Democrat, care vine în sprijinul cetățenilor. Între timp, noi avem un plan de guvernare asumat și măsuri în sprijinul românilor de adoptat. Am propus în coaliție creșterea valorii tichetului de masă de la 20,17 lei, cât este în prezent, la 30 de lei, o majorare de 48,7%, care să se facă simțită. Să nu uităm majorarea aplicată de guvernul de dreapta, 8 bani. Totodată, deputatul amintește și faptul că Ministerul Agriculturii vine în sprijinul fermierilor, având în vedere că vremea nu a fost de partea lor, iarna fiind una secetoasă. Având în vedere iarna secetoasă peste care am trecut, Ministerul Agriculturii a decis pornirea sistemelor de irigații pentru a veni în sprijinul activității fermierilor. Mai mult decât atât, Ministerul va suporta și 50% din costurile pentru energia electrică folosită pentru instalații și echipamente. Avem nevoie să asigurăm sustenabilitatea producției de alimente și înființarea de noi culturi, a mai transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu.